vreau frumos încă o dată colibă din pături. Da, totul frumos. Colibă din pături? Eu am altă idee. Ce idee ai, tati? Ce ziceți dacă vom face coliba din scoci colorat? Wow, super! Fetul, dar ce mă ajută să fac coliba? Noi! Da! Ok. Scaunele îi vom folosi ca să fie carcasa. Ok? Okay? Acolo, în colțuri, în colțuri, hai. Pe covoraj, să nu, știi cum? Vom face de aici și intrarea tot cu covoraj. Da! Carcasa este gata. Acum scoci-o. Iată! Vezi brățări? Da, brățări. Cu care culoare începe? Știi tu, eu aș încep cu aceasta. Nu, cu eu care? Prima dată am văzut. Nu, cu prima dată, culoarea ta preferată. Wow, ok. Prima dată cu culoare galbenă. De ce vom face? Vom lipi doar părțile acestea și acestea. Și sus. Apoi intrarea o vom face la urmă. Facem mai întâi așa ca ele să nu se rotească. Următorul scaun. Am zis să fiu eu, să ajut ca să iasă mai bine. Încă o rând, da? Așa e bine? Mai jos, mai jos, mai jos. Mai jos? Da. Și înapoi. Tu stai ca o prințese, da? Deja ești în colibă, da? La ce etapă suntem. Cortul nostru ia contur deja. Este foarte, foarte colorat. Așa, cam e șchiopătează, dar e munca noastră. Noi ne distrăm. Vă distrați atât? Da. Mi-ați îți place să faci cortul? Da. Da? Și la mine. Bine, mai încerc să nu te lipești. Parcă ești, nu știu, un fruturaș care ești într-o pânză de păiance. Se lipește de... Este. Da, se lipește de covor. Facem puțin partea din față, da? Exact. Să mai îngustăm, să fie prea... Prea deschisă intrarea, da. Fac intrarea și acoperișul. Coliba noastră este aproape gata, acum trebuie doar să o decorăm. Peștișorul și acolo ce ai? O fetiță. Cine e fetița asta? Tu ești? Nu, asta e nimic. Nu e nimic. Acolo se vindec. Nu, nu e nimic. Nu,
ieșit soarele? Nu, fetelor, asta eu am mai adăugat ceva la decorul vostru, niște luminițe! Super! Uau, ce frumos! Din scoci. Ne-a luat cam la 2 ore să o facem, dar rezultatul cred că este unul foarte frumos. Vouă, dacă v-a plăcut, atunci dați like și scrieți în comentarii ce v-a plăcut vouă cel mai mult din coliba noastră. Luminițele, scociul nostru colorat, decorul sau aranjarea mobilei din colibă. Desenele poate v-au plăcut. Da, și dacă v-a plăcut, vă recomandăm să faceți și voi acasă, împreună cu părinții voștri. Iar aici vă spunem mulțumim pentru vizionare. Pa, pa! Pa, pa!